seara, dragi copii. Peter Pan. Acesta este titlul poveștii pe care vă voi spune în această seară. Peter Pan era un băiețel cu totul și cu totul deosebit, care trăia într-un ținut fermecat numit Țara de Nicăieri. Nu înainta niciodată în vârstă și ceea ce era și mai putea să zboare, dragi copii. O zână mititică, adică o zânișoară pe nume Clopoțica, era cea mai bună prietenă a băiețelului. Se distrau de minune împreună, dar Peter își dorea un prieten care să-i citească și lui povești înainte de culcare. Așa că într-o bună zi, zburând până la Londra, intră în odaia unei fetițe pe nume Vandy. Peter presără o pulbere fermecată asupra fetiței și asupra frățiorilor ei, pentru a căpăta cu toții puterea de a zbura alături de el în Țara de Nicăieri. Vandy și frații ei fură nespus de fericiți și curând zăriră din zbor junglele cele verzi și munții cei semeți din Țara de Nicăieri. Iar Vandy le văzu chiar și pe sirenele care își aveau sălașul în Laguna Albastră. Peter întinse mâna arătându-le copiilor o înfricoșătoare corabie de pirați. Uite, aceea e corabia dușmanului meu, capitanul Hook, le spuse el. Odinioară, într-o luptă sângeroasă, Peter îi tăiase capitanului Hook brațul stâng și îl aruncase între fălcile unui crocodil. Iar acum, crocodilul nu urmărea altceva decât să înfulice și restul trupului lui Hook. Capitanul Hook îi purta lui Peter o ură nemărginită. Și tare ar fi vrut ca băiatul să o sfârșească între fălcile crocodilului și nici de cum el. Așa că de cum îl văzură, oamenii lui Hook traseră cu tunurile spre Peter Pan. Beata Vandy fu atinsă de suflul unei ghiulele și se prăbuși în junglă. Acolo dă dură peste ea băieții pierduți, prietenii lui Peter. Aceștia o duseră pe Vandy în sălașul lor ascuns de sub pământ. Mai târziu însă, în vreme ce dormeau, oamenii lui Hook îi făcură prizonieri pe Vandy, pe zânica Clopoțica și pe băieții pierduți. Fură cu toții legați pe deleș și duși pe corabia lui Hook. Spre norocul lor însă, zâna Clopoțica izbuti să scape. Așa se face că zânișoara zbură întins până la Peter și îl trezi neîntârziat. Băiatul își luă sabia și alături de Clopoțica se grăbi să ajungă la corabia piraților. Umblând cu mare băgare de seamă, ajunseră la prietenii lor și începură să-i dezlege. După ce eliberă pe toți, Peter dădu semnalul atacului și se năpustiră cu toții asupra piraților. În lupta iscată, Peter și capitanul Hook se tăiară și se împunseră abitir unul pe celălalt. Până la urmă însă, Hook se împiedică și căzu peste bord, dragi copii, nimerind taman între fălcile crocodilului care îi mâncase și mâna. Ceilalți pirați își căutară scăparea în nod care încotro. Și astfel, dragi copii, Peter Pan izbândi din nou. Noapte bună!